Ofițerii Cărții Financiare Suceava au confiscat un tir care transporta 29 de tone de pepeni verzi. Marfa era vândută fără documente de proveniență de către un sucevean în piața Angro din cartierul Burtujenia municipiului Suceava. Pepenii au fost aduși din localitatea Dăbuleni, județul Dolj. Având în vedere regimul special al mărfii, în special, adică pentru faptul că marfa este perisabilă, am luat legătura cu firme de specialitate ca să ne ia această marfă și în termen de 24 de ore, 24 de ore, cel mult să o putem vinde și banii să-i depunem într-un cont la trezorerie, la bugetul statului, așa cum spune legea. Dincolo de faptul că a rămas fără marfă, comerciantul care a avut curajul să vândă ilegal în piața Angro pepeni cu tirul riscă o amendă de până la 1500 de lei.